Ucraina a primit din Germania mai multe sisteme de lansare rachete, dar și obuziere autopropulsate de 155 de mm, alături de sisteme antiaeriene Gepard. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul german al apărării, Christine Lambrecht. Lansatoarele de rachete germane Mars li se alătură sistemelor similare americane HIMARS, care fac deja diferența pe frontul din Donbass. Mai multe detalii are însă Florin Jipa de la Monitorul Apărării și Securității. Bună seara, Florin! Bună, Raluca! Iată, Germania a făcut un viraj periculos, a acceptat să înarmeze Ucraina, părăsind politica de neangajare într-un conflict pe care a adoptat-o după cel de-al doilea război mondial. Ce a determinat-o să facă asta? Așa este și vreau să te completez spunând că Germania a renunțat și la politica ei de a nu investi în apărare. Era singura țară NATO care aloca apărării doar 1%. Ei bine, războiul declanșat de Putin a făcut să schimbe această politică. Aloc acum 2%, practic a dublat bugetul pentru apărare și în plus a alocat armatei germane 100 de miliarde de euro pentru retehnologizare și achiziția de echipamente noi. Ca să faci o diferență, ca să faci o comparație, asta înseamnă bugetul întregii armate ruse pe 2 ani de zile. Germania dă doar pe echipamente noi în următorii ani. Au fost multe presiuni asupra Germaniei, nu a venit ușor această decizie, însă după crimele întâmplate la Bucea și celelalte crime de război documentate nu doar de presă, dar și de procurori, inclusiv Germania este în capul listei când vine anchetarea crimelor de război, i-a făcut pe politicienii germani care până la declanșarea războiului au avut o politică relativ bună cu Rusia, inclusiv au avut, știm, cele două proiecte, Nord Stream 1 și Nord Stream 2, două gazoducte importante pentru aprovizionarea cu gaz a Europei. Germania devenea practic un hub al gazelor rusești în Europa. Ei bine, Germania a renunțat la toate aceste avantaje economice pentru a arăta cu mâna un criminal de război pe numele lui Vladimir Putin. Florin Zelenski a anunțat că pregătește o mare ofensivă pentru eliberarea teritoriului ocupat. Cum vor ajuta aceste arme pe care le primesc acum din Germania? Vorbind despre obuziere autopropulsate de 155 mm, acestea vin în completarea obuzierilor americane M777, tot de 155 mm. Ucraina are acum aproape 200 de astfel de piese. Acolo au contribuit și Franța, și Marea Britanie, și Polonia, dar și alte țări. Însă cele mai importante sunt chiar sistemele care sunt acum în imagine, anume Mars 2, care este o variantă îmbunătățită a sistemelor americane M270 MLRS, Multiple Launch Rocket Systems. Acestea au un calibru de 227 mm, au o capacitate de tragere dublă față de HIMARS-ul cu care ne-au obișnuit americanii. Apropo, americanii au anunțat ieri că mai trimit încă 4 sisteme, deci sunt deja, vor fi 16 sisteme HIMARS în Ucraina. E bine, acestea vin și ele în completare, mai ales că Zelenski, cum spuneai și tu, pregătește o ofensivă. Sunt sisteme foarte bune, redutabile, fac diferența în Ucraina, în special prin distrugerea punctelor de comandă și a punctelor obligatorii de trecere, aici mă refer la poduri, dar și a depozitelor cu muniție și carburanți. Pot trage două tipuri de rachete, M30, M31 până în 80 de kilometri, dar și rachete balistice până în 300 de kilometri. Ucraina însă a primit doar prima categorie de rachete M30, M31, cu o bătaie de maxim 80 de kilometri, deoarece Occidentul, liderilor occidentale, a fost teamă ca nu cumva Ucraina să folosească aceste arme și să distrugă localități sau puncte militare din adâncimea teritoriului rus și să provoace escaladarea conflictului. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit.